Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Mircea, de pe Mircea citește și sâmbește și astăzi vom face împreună un unboxing. Întrucât aseară mi-a venit coletul și n-am avut timp din motive obiective să-l filmez, voi face astăzi seară și cărțile când le-am despachetat, pentru că nu vreți să știți ce bucurie imensă am avut la vederea acestora, așadar să începem. Prima carte din acest unboxing este o carte din trilogia binecunoscută Marea Dyer, începutul, de Michel Hutchins, apărută la editura 3 în colecție Young Fiction Connection. Și acum, haideți să vedem. Mara se găsește într-o bună zi la spital fără să știe de ce s-a aflat acolo și ce mai s-a întâmplat. Amintirile îi revin dreptat și tureros. Știe că a avut un accident grosar în care prietenii ei a murit, dar i-a scăpat aproape fără nicio scurietură. Deși familia ei hotărăște să începe o viață nouă în Florida, amintirile o saltează pe Mara, provocând un episod psihotic. În acest amestec straniu de nebune și realitate, Noa, cel mai frumos băiat pe care l-a văzut vreodată, pare să se fi înrăcățit. Câte aventurile mare de el sunt vii și cât sunt adevăr. E doar o adolescentă care suferă de sindrom post-traumatic sau există cea mai misterios în spatele înscuiurilor. Acum să aflăm câte ceva despre autoare. Michel Hutchins a crescut în Florida, a mers la colegiul New York și a studiat dreptul la mișcă înainte de a scrie primul său roman, Marea Dyer, început. În 2011, acest volum a fost Young Adult Library Service Association, YALSA, Reader's Choice, iar următorul, Marea Dyer, Transformarea, intră direct pe lista de bestseller New York Times. Cărțile din trilogia Marea Dyer au fost publicate în 15 țări. S-a întâmplat fulgerător, eram în avion, veneam de la ceremonia de absolvire a fratelui meu și am început să scriu pur și simplu. Astăzi eram avocat și mâine eram deja scriitor. Așa declara Michel Hutchins. Și acum să vedem câteva păreri ale câtorva ziari. Felul în care Hutchins explodează ambiguitatea sporește suspansul, aprofundând nu doar posibilitățile psihologice, și ar dificile narrative, o poveste realistă despre nebunie, o poveste fantastică sau una politică. Așa zice Kirkus Ring. Talentul și inteligența lui Michel Hutchins sunt evidențiate de la descrierile înfricoșătoare la scenele romantice. N-am mai zis așa. Așa zice Veronica Ross, autoarea trilogiei Divergent, pe care cu toții să vin sigur o știți. Găsim în trilogia lui Michel Hutchins ecouri din Carrie-a lui Stephen King, scris din perspectiva mare. Primul volum al trilogiei alternează ingenios planului. Crecerile de la lucruri cotidiene, la coșmar și halucinații sunt neașteptate, dar se produc fireșit stofios. Așa declară Los Angeles Times. Aceasta a fost prima carte a trilogiei. Să vedem ce urmează. Aici am al doilea volum al trilogiei. Marea Dyer, Transformarea, de care am amintit în Marea Dyer începutul, că este un roman bestseller New York Times. Adevărul despre abilitățile periculoase și misterioase ale Marei Dyer continuă să iasă la iveală. Marea Dyer a crezut că poate fugi de recurs, dar nu poate. A crezut că problemele sunt doar în mintea ei, dar nu sunt. Nu-și imagina că după tot ce s-a întâmplat, băiatul pe care îl iubește încă ascunde niște secrete. S-a înșelat. Povestea ei merge mai departe, iar alegerile pe care va reuși să le facă sunt teribil de grele. Spre ce se îndreaptă Marea Dyer de data aceasta? Și
iar la fel aceeași chestie este spre autoare. Cărțile la editura creia pe lumea Rada iar începutul. Asta care o am fixat. O puteți vizita online pe autoare la michelsutkin.com. Seria Marata, iar Ivan când a topolivă pe iubitorii de English polițiste, pe fanii geniului fantastic, dar pe cei căror o le plă romanele de groasă, pe cititorii care au o săpicină pentru romans, așa zice voia. Și acum să vă citesc alte păreri despre această trilogie. Ca și în prima carte a serii, Marea Taier, începutul, cititorii se vor îndoi de sănătatea mintală mare, îi vor tinde să aibă încredere în psiholog și să pună sub semnul răpării bunele intenții ale lui Noah, iar deznotământul va fi poate mai neașteptat. Așa declară Buckley. Plină de suspans, romantică și cu o atmosferă ce alternează în revii și realitate. Marea Taier, transformarea, e o poveste scutuitoare. Așa relatează Scull Library Journal. Scena din finalul romanului e surprinzătoare, soluționează unele enigme și anunță un al treilea volum, la fel de captivant. Așa relatează Kirkus Review. Aceste două cărți sunt absolut fantastice și va urma și o treia carte ca să completeze această trilogie fantastică. Și dați-mi voie cu acest prilej să-i mulțumesc domnului Virginia Costeschi de la editura 3 pentru tot efortul depus, pentru tot ce face pentru noi doar ca să ne bucurăm de lecturi fantastice și o scriptură bună așa cum se ridică de cel mai înalt nivel. La revedere, ne vedem cu recenziile lor și dacă v-am promis că voi face recenzii, în curând va apărea la mine pe canal o recenzie carte versus film fantastică la o carte binecunoscută, o serie super cunoscută. Nu vă spun mai multe, vă las pe voi să descoperiți ce va urma când o să o postez. La revedere, o să spun, ne vedem în videoclipul respectiv.